N-am mai căutat haine la second hand pe manele până acum. Pe muzica asta, prin viteză. Ce copyright o să-mi dea YouTube-ul pe muzica asta. Mamă, ce bagă ăsta la instrument. Hai că n-am mai fost de mult aici. Manele. N-am mai căutat haine la second hand pe manele până acum. E premieră. H&M, Rick and Morty, uai ce mult ce găită e. Faină. Barton folosi bine. Coca-Cola. Tricou South Park. Opa, și original. Dar e mic. Zece lei tricoul aici. Și cred că e de fete, nu? Cred că e de băieți sau de copii. Până acum chestii bune aici, adică, na, chestii diferite, știi? Uite, Lakers pentru copii, cu LeBron de la Nike, Fortnite. Nathan Jones. Multe tricouri aici. Quicksilver, Jack and Jones. Wow.
fac umeri aici. Stau cu mâinile sus și tot caut. De iară Rick and Morty. Asta e tare. S-ar putea să-l iau. E oficial de la ei, în stare bună. Chiar foarte bună. Mărimea L. N-auzi acolo piesa. Ai. Asta Rick and Morty. 10 lei dau cu 40 de lei sau 30 de lei. Tricourile 10 lei, așa-i? Da. N-am nevoie de pungă. Mulțumesc. Captură bună, zic eu. Și în partea de jos. Și rapid. După muzica asta, prin viteză. Brandul ăsta, da, ce print are. Ce copyright o să-mi dea YouTube-ul pe muzica asta. Uite, Billabong. Fain tricou. Prea mare. Aici avem ceva albituri. Adidas. De la Stanford. Ah, nu, cu pulenver. Ce e asta? Gas Monkey. Gas Monkey Garage, ok.
de la ceva, probabil atelier ăsta auto ce face customs pentru mașini. Oh, mai avem multe. Tricou Jack Daniels. I know Jack. Original. Bă, ce fain e. Și materialul ăla gros. Ce mărime. XL. G-Star Raw. Să-i fac o poză și verific acasă, că dar n-am auzit de el. Sunt curios să caut acasă. Stare jalnică. Tăți scămoșat. Ăsta l-aș fi luat pentru un prieten. Cu prețul meu Bogdan Mureșan. Ți-am dat numele acum pe YouTube, o să apare. E stare jalnică, man. Nu pot, e 4XL. Pare rău, boss. Nu pot să-ți duc jeguri. Nu are etichetă. Ba, da are. Converse Chuck Taylor. Mamă, ce bagă ăsta la instrument. La revedere! Second hand aici, pe colț. Tot timpul era închis. Poate acum e deschis.
Câte tricourile? 8, 10. Deci depinde, cred, de... Oh, asta e fain. Oare e legit? Zic că da. În Republica Dominicană făcut. Captura zilei, zic eu. Da. Nu, aceasta e mea, care am avut. Hai că am schimbat mărunți. Că nu am avut până de ea. De la 50. Mulțumesc, zi faină. Na, de mult n-am făcut așa o captură. Deci chiar s-a meritat. 8 lei. Ieftin. Na bun, închei aici video-ul ăsta. Important e că facem bani pentru festival, pentru Electric Essen. Și ne vedem data viitoare. O să găsiți tricoul ăsta pe Vinted la vânzare, deci cine îl vrea să vă mișcați rapid, o să-l pun să fie pe shop când postez video-ul ăsta. V-am salutat, numai bine.